sing again. Iarăși ați cântat frumos. Before we begin today, înainte să începem astăzi, I would like to say how happy I am to be here again. Cât de fericit sunt din nou să fiu cu voi. Last year I was on my way to be with you. Anul trecut eram în drum spre România, vreau să vin la voi cu John. And I became ill on the plane. Și m-am îmbolnăvit pe avion. And had to go home. Și a trebuit să mă întorc acasă. So I'm glad that I made it this time. Așa că sunt bucuros că de data aceasta am reușit. Now, last year, dar anul trecut, some of you made a card. Unii dintre voi ați făcut o felicitare for me, pentru mine. With a drawing of this building. Cineva a desenat clădirea aceasta. Is the person here who did the este persoana aici de față, cel care se scund. God. Cine? Flori? Oh, the girl who shook hands with you. Oh. Yeah, sorry. Sorry. Is it tomorrow? I don't think so, no. Oh, yes. I wish I had known. Oh, n-am știut, îmi pare rău. Never mind. Thank you anyway for oricum all your signatures. Vă mulțumesc pentru toți care ați semnat în acea felicitare. Thank you. 1 Peter, chapter 3. Suntem la 1 Petru, capitolul 3. If someone could read verses 1 to 7. Cineva să citească versetul 1 până la 7. Another person read 8 to 16. Altcineva 8 la 16. And another one 17 to 22. Și altcineva 17 la 22. Having dealt with Christian citizenship, după ce a vorbit despre cetățeanul creștin, and Christian service in the după previous chapter, ce a vorbit despre slujirea creștină în capitolul anterior, Peter now addresses further Christian relationships. Acum Petru se adresează unor relații creștine mai mult decât ce a fost înainte. And responsibility. Vorbește despre alte relații, despre alte responsabilități creștine. He draws our attention to Christian marriage with its responsibility to husband and wife. Ne atrage atenția cu privire la căsnicia creștină care impune, implică responsabilitățile soților și a soțiilor. Și aici avem versetul 1 până la 7. The Christian community, including how we ought to treat one another and our witness to others. Apoi subiectul este comunitatea creștină și include aici felul în care trebuie să ne purtăm unii cu alții și cum să-i tratăm pe alții. Versetele 8 până la 16, respectiv 17. And finally, Christian victory won for us by the sufferings of Christ. Și în final, biruința creștină câștigată de noi prin suferința lui Hristos. Și aici avem versetul 18, leading to his final triumph in verse 22, care ne conduce la triumful său final din versetul 22. First of all, let's consider Christian marriage. Dar mai întâi de toate să facem prima parte, căsnicia creștină. Verses 1 to 7. Și aici avem textul de la versetul 1 până la 7. You may have noticed that this chapter begins with wives. Poate că ends with baptism. Ați observat și voi că acest capitol începe cu neveste și se termină cu botez. So I suppose I could find myself in hot water at the beginning cred of the chapter and deep water by the end of it. La începutul capitolului ne aflăm în ape fierbinți și la sfârșit în ape adânci. Peter's instructions to wives, instrucțiunile pe care Petru le dă soțiilor, seem to be based on the principle that man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart. Se bazează pe acel principiu din Biblie, din Vechime, care spune că omul se uită la ce izbește ochii, dar Dumnezeu se uită la inimă. That's in 1 Samuel chapter 16, verse 7. Dacă vă notați, este vorba de 1 Samuel, capitolul 16, cu versetul 7. The theme here is again submission, as it was for the Christian citizen and the Christian servant. Și tema pe care o regăsim în acest capitol este tot supunerea, așa după cum a trebuit să fie și cetățeanul și slujitorul creștin. Marriage is another of God's ordinances for human society. Căsătoria este o altă instituție ordinată de Dumnezeu pentru societatea umană. Bringing individuals into mutual relations of responsibility. Prin care două persoane intră într-o relație de responsabilitate reciprocă. It is important to notice, particularly today, și este important de observat, mai ales în zilele noastre,
when classes in society tend to assert their rights. Pentru că în zilele noastre anumite clase din societate încearcă să-și primească drepturile. And to demand from others what they think is due to them. Și ei încearcă să pretindă din partea altora ceea ce spun că ei merită și li se cuvine. The emphasis here is on duties towards the other, și either husband or wife. Accentul din Biblie nu este pe drepturi pe care le cerem, ci pe responsabilitatea sau datoria pe care o avem ca soție față de soț și ca soț față de soție. Wives are told to be submissive to their husbands not because they are inferior, but because their function is different. Soțiilor li se spune să fie supuse soțului lor nu pentru că sunt inferioare, ci pentru că au o funcție diferită. Every family, if it is to be united and to run happily, must have a head. Adică fiecare familie, dacă vrea să rămână unită, dacă vrea să funcționeze și să aibă parte de fericire, trebuie să aibă un singur cap, un singur conducător. Just as a team must have a captain. Așa după cum într-o echipă trebuie să ai un capitan. The proper head of the family is the man. Și capul corespunzător, conform Bibliei, al familiei este bărbatul. He should take the major decisions of what is done. Adică el este răspunzător pentru deciziile majore care trebuie luate. The manner desirable in a good wife is ready compliance with such decisions. Și maniera care se cere din partea soției este ca ea să fie de acord cu decizia aceasta. And just as we noted that some masters may be difficult and exacting. Așa după cum în capitolul anterior am observat că unii stăpâni pot să fie aspri și nu sunt așa de buni. There may also be difficult husbands. Tot așa și soți pot să fie unii soți dificili. Especially non-Christian husbands, mai ales as verse 1 suggests. Bărbații sau soții necredincioși, așa după cum ne sugerează versetul 1. In such circumstances, ei bine, în asemenea împrejurări, a Christian wife's faith and devotion can enable her not only to be submissive. Credința și devotamentul unei soții credincioase poate să-i dea putere nu numai să fie supusă, but even to win her husband over by his observation of her exemplary behavior. O ajută chiar și să câștige pe soțul ei de partea ei prin comportamentul ei foarte exemplar. We have already noted that Peter is more concerned with Christian believers' inward state than their outward appearance. Noi am observat deja în epistola lui Petru că pe Petru îl preocupă mai mult starea lăuntrică a credinciosului decât înfățișarea exterioară. Women naturally set great store by their outward appearance. Acum femeile în mod natural își doresc ca înfățișarea exterioară să fie cea potrivită, cea frumoasă. And so give much attention to matters like hairstyle, jewelry. Din cauza aceasta, femeile sunt înclinate să acorde mult timp și multă atenție asupra coafurii, asupra bijuteriilor sau asupra îmbrăcăminții, asupra hainelor. They like to look beautiful. Adică femeilor le place să arate frumos, să fie frumoase. We like them to look beautiful. Și noi, bărbații, dorim ca ele să arate frumoase. The Christian woman, however, knowing that the Lord looks on the heart, dar femeia creștină știe că Domnul se uită la inima ei, will be more concerned to develop a quiet spirit. Femeia creștină va fi mai preocupată de acel duh blând și liniștit pe care trebuie să-l dezvolte, which is in God's eyes a more precious ornament than those described in their faith. Care în ochii lui Dumnezeu, acest duh este în ochii lui Dumnezeu mult mai de preț decât toate podoabele descrise în versetul 3. Am I in hot water? Am ajuns în apă fierbinte? Sunt într-o apă fierbinte aici? Sper că nu. Now it's good. By way of example, Peter points to the holy women in the scripture. Acum, Petru ne dă un exemplu al femeilor din vechime, femei sfinte care s-au încrezut în Dumnezeu. Sarah in particular is mentioned. Și este vorba de Sara, este menționat numele ei în special aici. I wonder what her thoughts were when Abraham told her that the Lord had told him they were to go to move away from Ur of the Chaldees, their own city, and go out not knowing where they were going. De exemplu, eu mă întreb ce a gândit, ce a crezut Sara când Domnul ei, adică Avram, i-a spus că Domnul l-a chemat din Ur din Caldeea și să meargă într-o țară pe care nici măcar nu o cunoștea.
Whatever she thought, she was submissive to her husband. Acum, and gave him her full support. Indiferent de gândurile ei în această situație, Biblia ne spune că ea s-a supus soțului ei și l-a sprijinit în această decizie. In like manner, the Christian husband should show due consideration to his wife. Tot așa, și soțul creștin trebuie să arate o considerație corectă față de soția lui. Amin? Amin, amin, amin. Niciun amin. She is the weaker partner physically. Din punct de vedere fizic, ea este partenerul mai fragil. So he should give her the more care and protection. Așa că, având în vedere această stare de lucruri, soțul trebuie să acorde grijă și ocrotire față de soția lui. On the other hand, spiritually, he should also recognize their full equality. Dar, din punct de vedere spiritual, soțul trebuie să recunoască egalitatea lor de plină. As fellow sharers in God's grace. Și anume că ambii sunt împreună moștenitori sau co-moștenitori ai harului lui Dumnezeu. And his gift of eternal life to both of them. Și împreună ei moștenesc darul vieții veșnice. He should therefore live with her as a man, fully aware that in the natural enjoyment of each other, they are as Christians called together to a spiritual fellowship with God in Christ. Și soțul trebuie să trăiască cu soția lui, să se bucure de ea, dar în același timp să înțeleagă că în fața lui Dumnezeu a fost chemat să fie la fel, să aibă aceeași parte a lui Hristos. A position in which his wife is not weaker or inferior, but a joint heir. Este vorba de o poziție pe care soția o primește, nu este nici o poziție mai slabă, nici inferioară, ci este împreună moștenitoare sau co-moștenitoare. Such a partnership is meant to be specially fruitful. Un asemenea parteneriat între cei doi are scopul de a avea roade. Not only physically in having children. Nu e vorba aici numai de roade fizice, adică copiii pe care cei doi pot să-i aibă. But also spiritually in praying together. Dar este vorba aici și de roada spirituală pe care cei doi pot să o aibă atunci când se roagă împreună și atunci când rugăciunile lor primesc răspuns. There's a good promise about this in Matthew chapter 18 verse 19. Și în Matei capitolul 18 cu versetul 19. Da? Nothing should be allowed to hinder these prayer times. Avem o promisiune și noi nu avem voie să lăsăm ca un lucru anume să împiedice aceste momente de rugăciune. Let us move on now to consider the Christian community. Dar acum vrem să trecem la comunitatea creștină și am spus că e vorba de versetele 8 până la 17. In using the word finally to open verse 8, Peter is not about to close his letter. În versetul 8 se folosește cuvântul încolo sau în engleză în final, dar nu este vorba de sfârșitul acestei epistole. Rather, he is about to sum up and complete the exhortations he has just given to different classes. Și Petru are de gând să facă un rezumat sau să completeze diferitele îndemnuri pe care le-a dat până acum la diferite categorii de oameni. By giving a few briefer exhortations which apply to all. Și de fapt, în aceste versete, din acest text, ne dă câteva îndemnuri pe scurt care se aplică tuturor categoriilor. They are five in number. De fapt, sunt cinci asemenea îndemnuri. And they are characteristics which are desirable in all Christians. Și de fapt reprezintă caracteristici care sunt de dorit pentru toți credincioșii. They deal with Christians' relations to one another. Este vorba together in a Christian de relația creștinilor unii cu alții atunci când trăiesc în comunitatea creștină. First of all, he tells them to be of one mind, to live in harmony with each other. Mai întâi de toate, îi îndeamnă să aibă același gând, adică să trăiască în armonie unii cu alții. A man's character is revealed by what goes on in his mind. Pentru că caracterul unui om se descoperă prin gândurile pe care le are în mintea lui. Christians, Peter insists. Și Petru insistă aici că creștinii
should all mind the things of the Spirit, as Paul also says in Romans 8, verses 5 and 6. Ar trebui să se gândească numai la lucrurile Duhului, așa după cum va spune și Pavel la Romani, capitolul 8, versetul 5 și 6. Romani 8, versetul 5 și 6. We are to have the mind in us which was also in Christ Jesus. Noi ni se spune că trebuie să avem în noi gândul care era și în Hristos Iisus. And that's in Philippians 2, verses 2 to 5. Este vorba de Filipeni, capitolul 2, versetele 2 și 5. If we have the mind of Christ, we shall all be seeing the same thing. Acum, dacă avem în noi gândul lui Hristos, ar însemna că noi toți să vedem același lucru. Secondly, having compassion means being sympathetic or suffering together. În al doilea rând, cum spune aici, simțind unii cu alții, care mai înseamnă să ai îngăduință, suferință, simpatie față de celălalt. Paul expresses this well in Romans chapter 12, verse 13. Și foarte bine exprimă Pavel lucrul acesta la Romani, capitolul 12, cu versetul 15. Where he tells us to rejoice with those who rejoice. Este vorba de with those who weep. Acel text care ne spune cum să simțim cu alții, și anume să ne bucurăm cu cei ce se bucură și să plângem cu cei ce plâng. This should follow on naturally from the first characteristic. Și cred că aceste simțăminte pentru alții ar trebui să se tragă în mod natural din prima caracteristică. As those united in one mind in Christ, pentru că dacă noi suntem uniți și avem un singur gând în Hristos, should be moved by the same spiritual emotion. Ar trebui să fim mișcați de aceleași sentimente spirituale. Thirdly, în al treilea rând, to love as brothers is only possible by the full realization that we are now related as fellow members of God's family. O altă caracteristică este să iubim ca frate, și lucrul acesta se realizează numai când îți dai seama că suntem toți frați în aceeași familie, membri în aceeași familie. Fourthly, to be pitiful or compassionate is similar in meaning to the second characteristic. În al doilea rând, să ai milă sau compasiune, o caracteristică ce seamănă foarte mult cu a doua. With more emphasis on showing affection, dar, being tender-hearted. Dar de data aceasta, mila se referă la ceva mai mult, doar de a simți unul cu altul, și anume de a arăta afecțiune, de a arăta bunătate și blândețe. In our day, with so much tragic news broadcast so frequently and so widely. În zilele noastre auzim știri prin mass media despre tot felul de tragedii. We have become so accustomed to hear of other people suffering. Și cred că ne-am obișnuit așa de mult să auzim că alții suferă. That we can become somewhat hardened. Și am ajuns ca să ne împietrim pe undeva, inima, sufletul nostru se împietrește. And fail to be easily or deeply moved. Și nu mai ajungem să fim mișcați într-adevăr în mod profund și nu ne mai mișcă lucrurile așa de ușor. So often we do nothing about it. Și atât de adesea, chiar dacă simțim milă pentru cineva, nici nu facem nimic, nu luăm nicio măsură. In a Christian community there is great need for full practical expression of deep feeling. Dar în comunitatea creștină există o nevoie foarte mare de a exprima aceste sentimente de compasiune pe care le avem. For one another, resulting in appropriate action. Și aceste sentimente unul pentru celălalt trebuie să rezulte în niște acțiuni corespunzătoare. From my short time in Romania, I know that you are aware of this. Și din perioada aceasta scurtă pe care am petrecut în România, mi-am dat seama că voi românii știți acest lucru. Peter's fifth exhortation, to be courteous or friendly, may also be translated be humble. Al cincelea îndemn pe care îl găsim în versetul 8 este fiți smeriți. Humility is an essential of true Christian character. Noi știm că smerenia este un element esențial al adevăratului caracter creștin. Peter develops this theme further, as we shall see in chapter 5, verse 5. De fapt, vom vedea la capitolul 5 cu versetul 5 cum Petru dezvoltă această temă a smereniei puțin mai departe. It is also a thought often in the mind of the other apostles. De fapt, este gândul smereniei apare și în mintea celorlalți apostoli.
Romans chapter 12 verse 16. Roman capitolul 12 cu versetul 16. And James chapter 4 verse 10. Și Iacov capitolul 4 cu versetul 10. Peter now indicates how Christians should act towards the unfriendly. Și în continuare, Petru ne învață cum trebuie să reacționăm față de cei care nu sunt prietenoși, care nu sunt prietenii noștri. Those who maliciously harm them or run them down. Față de cei care cu multă răutate ne fac un rău sau ne rănesc. The governing principles of the Christian's action in such circumstances. Și principiul guvernator al acțiunilor creștinului în asemenea împrejurări dificile. Were clearly taught by the Lord himself in the Sermon on the Mount. Este un principiu care apare atât de clar în Predica de pe Munte. Domnul Iisus însuși ne-a învățat lucrul acesta. Matthew 5, verse 24. Ce vorba de Matei, capitolul 5, versetul 44. On the one hand, there should be no retaliation. Pe de o parte, n-ar trebui să fie o întoarcere a răului. No treating others as they treat us. N-ar trebui ca noi să ne purtăm cu alții și să le răspundem cu aceeași monedă ca a lor. On the other hand, there should be a positive expression. Dar atât nu ajunge. De cealaltă parte, trebuie să fie o expresie pozitivă. In word and deed of active goodwill. Trebuie ca prin fapte și prin cuvinte noi să acționăm din bunătate. Such behavior in direct opposition to what seems natural. Și un asemenea comportament de a răspunde cu bine la rău este împotriva tendințelor naturale ale omului. Is the kind of behavior to which we are called in Christ. Dar este comportamentul la care am fost chemat în Hristos. And which will bring its own reward in the enjoyment of blessing. Un astfel de comportament va fi răsplătit de binecuvântarea pe care Dumnezeu ne-o va da și ne vom bucura de ceea ce primim prin mâna Lui. For he too is full of good, active goodwill towards those who have sinned against him. Pentru că și Domnul a făcut numai lucruri bune, este plin de bunătate față de cei care au păcătuit împotriva Lui. Matthew 5, verses 44 and 45. Și aici avem Matei, capitolul 5, versetul 44 și 45. We have already seen in chapter 2, verses 21 to 23. Am văzut deja la 1 Petru, capitolul 2, versetul 22 și 23. Our Lord's own example in carrying out the teaching encouraged here. Petru ne-a învățat exemplul Domnului Iisus care a făcut exact ceea ce ni se cere nouă aici. In verse 10, by referring again to the Old Testament. Apoi versetul 10 face referire din nou la Vechiul Testament. Peter reinforces his exhortation to abstain from retaliation. Și din nou Petru subliniază acest îndemn că noi trebuie să ne abținem, să ne înfrânăm de la răzbunare. And to treat the unfriendly with kindness. Și să ne purtăm cu multă bunătate față de cel care nu arată prietenie și bunătate față de noi. This time he quotes from Psalm 34. De data aceasta, citatul este din Psalmul 34, versetele 12 până la 16. Which some commentators have suggested may have been used in the early church as part of a catechism. Despre care acest psalm s-a sugerat de unii comentatori că a fost folosit ca un fel de catehism, carte de cateheză în biserica primară. To give up evil in word and deed. Ca să renunți, să te înfrânezi de la rău în cuvinte, să te depărtezi de la rău prin cuvinte și prin fapte. To do what is good. Și să faci ce este binele. To seek to establish and to maintain peaceful relations with one's fellows. Și să cauți pacea, adică să menții aceste relații pașnice cu semenii tăi. Is the way to enjoy a true and satisfying life. Este de fapt modul în care te poți bucura de o viață satisfăcătoare. In verse 13. În versetul 13. Peter tries to encourage his readers by pointing out that for Christians living as they ought, the likelihood of suffering is small. Petru îi încurajează pe creștini și le spune că dacă trăiesc în felul acesta, probabilitatea suferinței este foarte mică. Such a way of life is generally free. Cu alte cuvinte, un astfel de mod de viață, în general, nu este în
încadrată de suferința din partea celorlalți oameni. If you prove yourselves enthusiasts for good, adică dacă dovedești că ești plin de râvnă, dacă tu ești entuziast să faci lucruri bune. Peter asks, who is likely to ill-treat you? Petru spune, cine vă va face rău? Adică dacă voi vă purtați bine, cine credeți că o să vă facă răul? As he has already affirmed, dar după cum ne-a afirmat deja, at verse 12, la versetul 12, since those who set themselves to do good have God on their side, spune că ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți, cei ce vor să facă binele îl au pe Domnul de partea lor. There is no one who can really harm them. Și din moment ce Domnul este de partea lor, atunci nu există nimeni care ar putea să le facă rău. If God is for us, who can be against us? Este acel verset, dacă Dumnezeu este pentru noi, cine poate să fie împotriva noastră? Paul in Romans 8:31. La Romani, capitolul 8, versetul 31. Întrebarea pe care o pune Pavel. But God's protection does not mean Christians are immune from persecution. Da, ocrotirea lui Dumnezeu nu înseamnă că noi credincioșii suntem imuni față de prigoană, față de persecuție. For Peter immediately goes pentru on to speak of the possibility of suffering on account of righteousness. Imediat după ce spune că cine ne va face rău, vorbește despre posibilitatea de a suferi din cauza neprihănirii. In doing so, he was only repeating the teaching of our Lord. Dar de fapt, el n-a făcut altceva decât să repete învățătura Domnului nostru. Who warned his disciples that they might be persecuted for righteousness' sake. Care i-a avertizat pe ucenici că ei ar putea să fie prigoniți din cauza neprihănirii. Matthew chapter 5, verse 10-12. Este vorba de acea învățătură din Matei, capitolul 5, versetele 10 până la 12. When Peter asserts that if we should suffer for what is right, we are happy, he doesn't mean that we feel delighted, atunci but rather highly privileged. Petru spune că dacă aveți să suferiți pentru neprihănire, ferice de voi, nu vrea să spună că suntem fericiți atât cât privilegiați. The Apostle Paul was able to confirm this by his own experience. Și apostolul Pavel a putut să confirme această realitate prin experiențele lui personale. 2 Corinteni, capitolul 12, versetele 9 și 10. The command, do not fear what they fear. Și apoi porunca de la sfârșitul versetului 14, n-aveți nicio teamă de ei. Maybe a quotation from Isaiah chapter 8, verses 12 and 13. Ar putea să fie un citat din Isaia, capitolul 8, versetul 12 și 13. Isaia 8, versetul 12 și 13. Do not fear what they fear and do not dread it. N-aveți nicio teamă de ei și nu vă tulburați. The Lord Almighty is the one you are to regard as holy. Și Domnul Atotputernic este cel pe care trebuie să-l considerați ca fiind cel sfânt. Peter may possibly have had in mind the pressure likely to be put on some Christians to join in the emperor worship or to revert to heathen idolatry. Poate că aici s-a referit la cei creștini care de teamă de ceilalți s-ar fi întors la idolatrie sau s-ar fi întors la închinare față de împărat. In such circumstances, they are to reverence Christ in their hearts. Dar în asemenea împrejurări, în asemenea vremuri, ei trebuiau să se teamă de Dumnezeu în inimile lor, să-L sfințească pe Dumnezeu în inimile lor. And not to hesitate when asked to confess their Christian hope. Și apoi le spune să nu ezite atunci când cineva le cere să dea socoteală de credința lor creștină. Such witness is to be made with gentleness and respect. Dar o asemenea mărturie în fața necredincioșilor trebuie făcută cu blândețe și cu teamă sau respect. Not with arrogance or self-assertion. Adică nu trebuie să fii arogant, nu trebuie să te arăți cine ești tu. As we may be asked to do this unexpectedly, we have to be ready. Dacă ți se cere pe neașteptate să dai socoteală de credința ta, Petru spune că trebuie să fii gata. Peter may have had his own lack in mind when advising his leaders. Poate că el se gândea la lipsurile pe care le avea chiar și el, Petru, atunci când i-a sfătuit pe credincioși să fie gata. When he denied his Lord, de exemplu, poate s-a gândit că atunci, pe odinioară, s-a lepădat de Domnul.
after being asked unexpectedly to pentru că în mod acelea, pe neașteptate, a venit întrebarea și el trebuia să rămână în poziție pentru Domnul. He wasn't ready. Dar pentru că a venit pe neașteptate, el n-a fost gata. And what he did say was certainly not spoken with gentleness and respect. Și noi știm că atunci când s-a lepădat, n-a vorbit nici cu blândețe, nici cu teamă sau respect. Verse 16 is similar to chapter 2, verse 12. Apoi, putem să spunem că versetul 16 este asemănător cu capitolul 2, cu versetul 12. I'm sure that by conscientiously maintaining consistent good conduct. Și ne arată acest verset că dacă în mod conștiincios noi avem o purtare bună, Christians may, in the very matter in which they are slandered, chiar în acele domenii în care creștinii sunt vorbiți rău, put their detractors to shame by their virtuous behavior. Prin purtarea lor virtuoasă îi fac pe batjocoritorii lor să rămână de rușine. Christians can enjoy that liberty of spirit before God. Creștinii se pot bucura de această libertate a Duhului înaintea lui Dumnezeu. In giving effective personal testimony to men. Și pot să aibă o mărturie eficientă personală în fața oamenilor. Only if they maintain a good conduct. Dar mărturia lor va fi eficientă numai dacă ei, ca și credincioși, își mențin un cuget curat. Something which the Apostle Paul made a personal exercise. Și Apostolul Pavel a făcut din aceasta o practică personală a vieții lui. Acts 24, verse 16. Este vorba de Fapte 24 cu versetul 16. For should God so will, and he may, it is better to suffer as those doing good. Versetul 17. Căci este mai bine, dacă așa este voia lui Dumnezeu, să suferiți pentru că faceți binele decât pentru că faceți răul. When evildoers suffer, they are simply experiencing a consequence of their wrongdoing. Adică dacă cel care face răul suferă, pur și simplu trăiește consecința răului făcut de el. Something they deserve, adică outworking of judgment. Merită acea judecată care li se aplică. But when well-doers suffer, dar dacă faci binele și apoi suferi, their suffering is not a true moral consequence of their own well-being. Atunci, suferința nu este o consecință morală adevărată cu privire la purtarea lor. Also, if the righteous God who has established a moral order in creation, de asemenea, dacă Dumnezeul neprihănit care a așezat o ordine morală în creație, not only allows well-doers to suffer, but himself wills that they should. Este acel Dumnezeu care nu numai că îngăduie ca cei care fac binele să sufere, dar el are și voia pentru noi ca să suferim când facem binele. It must be for some good reason and purpose. Pentru că voia lui Dumnezeu include un motiv bun pentru care noi trebuie să suferim pe nedrept. Far from such suffering being a penalty for their own evil doing. Și nu este vorba de o pedeapsă pentru că ai făcut răul. It must be intended as a creative cause of good. Și trebuie să privim orice suferință ca fiind o cauză care determină un bine. God must intend that some profit or benefit should come out of it. Adică noi trebuie să ne gândim mereu că Dumnezeu are o intenție, are un folos, are un lucru bun care va ieși din suferința aceasta. For his own glory. Și lucrul acesta va ieși pentru slava lui. For others good. Și nu numai pentru aceasta, dar și pentru binele altora. Or the personal good of the sufferer himself. Sau chiar pentru binele personal al celui care suferă pe nedrept. Such thinking brings Peter back to the supreme example of worthwhile suffering. Gândindu-se din nou la suferința pe nedrept, iarăși Petru se îndreaptă spre exemplul suprem de suferință. Namely, the suffering of the Christ who suffered at men's hands. Și e vorba de Hristos care a suferit, el a fost în mâna oamenilor. When he himself was righteous and well-doing. Versetul 18 ne spune că el era cel neprihănit, adică el era cel care făcea binele. And yet he suffered according to the will of God and for the benefit of men. Totuși, el cel neprihănit a suferit după voia lui Dumnezeu și a suferit pentru binecuvântarea sau pentru binele oamenilor.
We'll look now at the final section of the chapter. Și acum am intrat în ultima secțiune a capitolului pe care noi am numit-o aici biruința creștină. In verses 18 to 22. Și am spus că este de la versetul 18 la 22. The suffering which Peter has in mind is something unusual. Suferința la care se gândește Petru aici este ceva neobișnuit. Something distinctively Christian. Este ceva care în mod distinct se aplică numai pentru creștini. Such suffering has two surprising features. Pentru că o asemenea suferință a credincioșilor are două trăsături surprinzătoare. First of all, that it should be undeserved. Mai întâi de toate că este nemeritată, deci este pe nedrept. See chapter 2, verses 19 and 20. Și aici se poate vedea ce spune el la capitolul 2, versetul 19 până la 22. And secondly, that it should be divinely ordained. Și a doua trăsătură acestei suferințe este că trebuie să fie rânduită în mod divin. Such suffering is distinctively Christian, first because it is supremely demonstrated in the suffering of Christ himself. O asemenea suferință pe nedrept este în mod distinct numai pentru creștini, mai întâi de toate pentru că Hristos însuși ne-a arătat acest model de suferință. And second, because his people are called to share. Dar în al doilea rând este distinctă pentru credincioși pentru că ei au fost chemați să aibă parte în această suferință. As we read in chapter 2, verse 21. După cum ne-a spus deja în capitolul 2 cu versetul 21. Although, of course, Christ's sufferings and the sufferings of Christians may be similar in principle. Deși suferința lui Hristos și suferințele credincioșilor, ca și principiu, sunt asemănătoare. Our Lord's sufferings were unique, both in character and result. Suferința Domnului Isus a fost unică în caracterul ei și în rezultatele ei. For when he suffered what he did not deserve, pentru he is himself righteous. Atunci când el a suferit pe nedrept, ceea ce nu a meritat, el care era cel neprihănit. The suffering which he bore was the penalty due to the sins of the unrighteous. Suferința pe care el a purtat-o a fost din cauza păcatelor celor nelegiuiți. And as a result of such suffering, he achieved their reconciliation to God. Și rezultatul suferinței lui a fost împăcarea oamenilor cu Dumnezeu. So Peter is able to make the marvelous statement, possibly the key verse to the whole of his letter. Deci Petru în continuare face această afirmație uimitoare despre care se crede că este versetul cheie din epistola sa. Christ also has once suffered for sins, the righteous for the unrighteous, that he might bring us to God. E vorba de versetul 18 unde spune Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate, el cel neprihănit pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. His suffering was not in vain. Adică suferința lui nu a fost în zadar. It resulted in complete triumph and exaltation. Suferința lui a rezultat în biruință și în înălțare completă. Victory. În biruință, în victorie. Although he suffered the extreme penalty for the sins of the unrighteous. Și deși a avut parte de pedeapsa extremă din cauza suferinței pentru cei nelegiuiți, being put to death in the flesh, a fost omorât în trup, he was also made alive by the Spirit. Dar a fost înviat în duh. So he was at once able himself to go and proclaim his triumph to the rebellious and imprisoned evil spirit. Această înviere i-a permis Domnului Iisus să meargă și să proclame biruința lui față de duhurile rele. Who had involved men in sin and judgment. Care au implicat oameni în păcat și în judecată. He rose from the dead. Adică el a înviat din morți. And ascended into heaven. Și s-a înălțat în ceruri. He is enthroned at God's right hand. El este la dreapta lui Dumnezeu, la dreapta măririi lui Dumnezeu, acolo la scaunul de domnie. All powers and authorities are made subject to him. Și i-au fost supuse toate stăpânirile și puterile. In other words, he is Lord of all. Cu alte cuvinte, el este domn peste tot. Of death and life, of hell and heaven. Asupra morții, asupra vieții, asupra iadului și asupra cerului. And so he is able to save and to bring back to God those for whom he died. Și în felul acesta el poate să mântuiască și să aducă înapoi la Dumnezeu pe cei pentru care a murit.
However, although this may sound like a neat summary of the end of this chapter, these verses are not without their difficulties, especially 19 and 20. Deși pare un sfârșit, o concluzie foarte frumoasă la acest capitol, totuși sfârșitul ne dă mai ales versetele 19 și 20 care prezintă o dificultate. Two main interpretations have been given of these obscure verses. Și au fost sunt două interpretări de bază cu privire la aceste versete mai obscure, mai întunecate. So listen carefully. Așa că ascultăm cu atenție. The earlier, which prevailed up to the time of the Reformation, interpretarea care a fost mai devreme și a ținut până în vremea Reformei, and to which many still adhere, și trebuie să spun că și în zilele noastre mulți înțeleg această interpretare mai de demult, regard the word Spirit in verse 18 as referring not to the Holy Spirit but to the human spirit of our Lord. Și această interpretare spunea că cuvântul Duh din versetul 18 nu se referă la Duhul Sfânt, ci se referea la Duhul Domnului nostru. In his quickened human spirit, și anume că în trezirea, în învierea lui, în Duhul lui uman, before his body was raised from the tomb, înainte ca trupul lui să fie înălțat din mormântul în care a stat, he was able to go where evil spirits are in prison. Această interpretare spune că Domnul Iisus în Duhul lui a putut să meargă la duhurile rele care erau ținute închise, în închisoare. Awaiting the great day of judgment. Acele duhuri care așteptau ziua cea mare a judecății. See 2 Peter chapter 2 verses 4 and 5. Și aici avem un alt text, 2 Petru, capitolul 2, versetul 4 și 5. And Jude verse 6. Și Iuda, versetul 6. And to announce to these evil spirits his victory. Așadar s-a dus la aceste duhuri rele ca să proclame biruința lui. Over death and his triumph over evil. Biruința lui asupra morții și triumful lui asupra răului. For evil spirits, this was bad news. Și pentru duhurile rele această proclamare a biruinței lui era o veste proastă. And meant that their own judgment was finally sealed. Pentru că această proclamare a Domnului Iisus însemna că judecata lor proprie era deja pecetluită. Colossians 2, chapter, verse 15. Și aici avem Coloseni, capitolul 2, versetul 15, care vorbește despre același lucru. The later interpretation, dar interpretarea care a venit după aceea, widely held after the Reformation, care a fost îmbrățișată în mod foarte larg, mai ales după perioada Reformei în creștinism, regards the word Spirit as referring to the Holy Spirit, consideră că versetul 18, cuvântul Duh de acolo, se referă la Duhul Sfânt. And takes the meaning to be that Christ in the Spirit, și înțeleg acest pasaj ca fiind Hristos în Duhul, preached through Noah to the spirits of the wicked of that day, care a predicat prin Noe față de celor răzvrătiți din zilele lui. Neither interpretation is without difficulty. Acum trebuie să vă spun că niciuna dintre aceste interpretări nu este ușoară. Fiecare prezintă dificultatea ei. But one thing is absolutely clear. Dar un lucru este clar în mod absolut. While Noah was preparing the ark as a place of safety from the judgment of the flood, în timp ce Noe pregătea acea corabie care era un loc de siguranță împotriva potopului care avea să vină, the long-suffering God was giving ample opportunity to that generation. Dumnezeul îndelung răbdător le-a dat multe oportunități generației lui Noe ca să se poată pocăi. We read in verse 20, however, that they were disobedient. Dar în versetul 20 mi se spune că ei n-au ascultat, s-au răzvrătit. And so perished in the judgment of the flood. Și din cauza aceasta au pierit în judecata potopului. These same waters, which were waters of judgment to the wicked, aceste ape care vorbesc despre judecata celor răi, were the very waters which saved Noah and his family. Au fost de fapt apele care l-au salvat pe Noe și familia lui. Through bearing up the ark, pentru că aceleași ape de judecată pentru ceilalți au fost apele care au făcut ca corabia izbăvitoare să plutească. Peter uses this reference to water as an illustration of Christian baptism. Și Petru folosește această ilustrație apa ca o referire la botezul creștin.
which symbolizes our salvation. Botezul care simbolizează mântuirea noastră. When Peter talks of baptism as saving us, acum când Petru vorbește la botezul care ne mântuiește, he quickly adds by the resurrection of Jesus Christ. El adaugă foarte repede că este vorba de ce s-a întâmplat prin învierea lui Iisus Hristos. And he emphasizes that baptism in itself has no powers of inner cleansing. Și ne accentuează faptul că botezul în sine nu are putere de curățire interioară. In this he is completely at one with the Apostle Paul in Romans chapter 6, verses 3 to 6. Și este complet de acord cu ce spune Pavel la Romani capitolul 6, versetul 3 până la 6. Romani 6, versetul 3 până la 6. Paul uses baptism as being symbolic of our having been buried with the Lord Jesus. Folosește cuvântul botez ca fiind simbolul faptului că noi am fost îngropați cu Domnul Iisus. That is when we go down into the water. Și lucrul acesta se simbolizează prin scufundarea noastră în apă. And raised up with him. Și apoi că am fost înviat împreună cu el. When we come up out of the water. Se simbolizează aceasta prin ieșirea noastră din apă. All of this being a picture of how the Christian is one who has died to self. Și toate aceste lucruri reprezintă imaginea unui creștin care a murit față de el însuși. But is now walking in new life in Christ. Dar creștin care acum umblă într-o viață nouă pe care a primit-o în Hristos. I told you I would find myself in deep water at the end of the chapter. V-am spus că la sfârșitul capitolului ne vom găsi în ape adânci, ne vom scufunda în ape adânci. Finally, și în final, Peter demonstrates in verse 22 the completeness of Christ's victory. La versetul 22, Petru demonstrează victoria completă pe care Domnul Iisus a avut-o. After his reference to our Lord's resurrection, după ce a făcut referire la învierea Domnului nostru Iisus, at the end of verse 21, și asta la sfârșitul versetului 21, he describes a series of further results following on from his death. În versetul 22 ne descrie o serie de rezultate care au urmat morții sale. He has gone into heaven. Adică el s-a dus în ceruri. He is enthroned at God's right hand. Și el stă, adică este așezat pe tron la dreapta lui Dumnezeu. The place of supreme privilege and sovereignty in the universe. Locul acela de suveranitate supremă, de putere supremă din tot universul. All the heavenly beings and authorities are subject to his control. Și toate ființele cerești, toți îngerii sunt supuși controlului său. To confess all this at baptism and in Christian worship. Și să mărturisești toate aceste lucruri prin botez și prin închinarea creștină. To be sure that the crucified Christ is alive, glorified and reigning. Ca să fii sigur că Iisus Hristos cel răstignit a înviat și el este înălțat și domnește. To acknowledge where he now is. Să recunoști poziția pe care o are acum Hristos, locul unde este el acum. Note the present tense, who is on the right. Observați, vă rog, la versetul 22 e timpul prezent, spune care stă, deci acum el stă. All of this adds up to true saving faith. Toate aceste lucruri completează adevărata credință mântuitoare. And represents the basis of the Christian's confidence. De fapt, toate aceste lucruri reprezintă baza nădejdii noastre și încrederii noastre creștine. Romans chapter 10 verses 9 and 10. Și mai avem o referință din Romani capitolul 10 versetele 9 și 10. And Ephesians chapter 1. Și Efeseni capitolul 1. Verses 19 to 22. Versetele 19 la 22. Amin. Amin.